Tu ești totul meu, totul meu, totul meu. Un fel de vreau să știi că eu te voi iubi mereu. Eu sunt totul tău, totul tău, totul tău. Un fel de mulțumesc că n-ai plecat când mi-era greu. Dragii noștri prieteni, de această dată suntem în Petriș, Comuna Dolhești, cu o surpriză frumoasă pentru domnul Samuel și pentru Matei, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. O surpriză venită cu toată dragostea și cu mare dor din partea soției și din partea mamei. Așa că rămâneți cu noi să-i surprindem și să le urăm cu toții un la mulți ani. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Căutăm doi sărbătoriți. Aici, pe domnul Samuel și pe Matei. Tu ești sărbătoritul? La mulți ani, vă spunem. Noi suntem echipa Surprize la domiciliu Iași, iar astăzi venim la dumneavoastră cu o surpriză frumoasă din partea cuiva drag dumneavoastră. Foarte frumoasă. 39 de ani o altfel de surpriză n-am avut. Dar eu am să vă întreb înainte de toate, dacă cumva bănuiți dumneavoastră, cine v-a pregătit această surpriză? Familia e cam mare, destul de mare, dar nu prea am idei. Dar... La cine vă gândiți? Știu, la cumnat, la soră, la... Să știți că și-ar fi dorit din tot sufletul astăzi să fii prezent aici lângă dumneavoastră. Și astăzi, mai mult ca oricând, și-a dorit să vă sărbătorească. Dar să mă cine? Eu am un indiciu. Am un indiciu aici pentru dumneavoastră. Sunt pozele care și-au dorit din toată inima să le rămeze. Și care să le priviți cu drag și când dorul este mai mare, până se întoarce, să le aveți aici păstrate undeva. Matei, asta e pentru tine. 9 anișori ai făcut? 9. Ai să faci, de astăzi te sărbătorim, da? Așa. Și tortulețele, tot pentru dumneavoastră sunt. La mulți ani, dragul meu. Deci, mesajul de pe tort a spus tot. Așa. Tablou ți-l iau un pic. Da. Și avem și tortulețul. Uite, la mulți ani, Matei. Îl lasă cumva? Nu, lasă la mine. Și ție tortulețul. Așa. Și eu tare sper, Matei, să nu te superi că cântăm astăzi la mulți ani și te sărbătorim împreună cu tati. Nu, o să super. Ai emoții? Da? Sau nu? Ce spui? Iar acum am să vă rog pe toți să ne susțineți și să le cântăm domnilor un la mulți ani. Ca să reușim să vă sărbătorim. Da? Cu aplauze! La mulți ani, vă spunem. Matei, uite, pe tine am să te ajut. Pentru că este cam greluț. Îl țineți dumneavoastră, așa. Și tu ții tablou. E bine? Așa. Iar acum să știți că a venit momentul cel mai important. Să vedem ce are astăzi să vă transmit. Pentru că avem și câteva gânduri aici. Câteva gânduri scrise din suflet și cu mare dor pentru dumneavoastră. Și am să încep cu dumneavoastră, domnul Samuel. După care continui cu tine. Iar mesajul pe care noi îl avem de transmis spune așa: dragul meu soț, îți doresc un sincer la mulți ani și cu această ocazie vreau să spun din nou că ești cel mai bun soț din lume. Un tată iubitor și grijuliu. Te iubesc foarte mult. Sărbătorile tale să fie pline de căldura dragostei noastre, de confortul familial și de realizările copiilor noștri. Sănătatea să nu-ți lipsească niciodată, să ai noroc de partea ta și să-ți îndeplinești toate visele. Să știi că mi-este foarte dor de voi toți și abia aștept momentul când să vin acasă să vă îmbrățișez cu drag, să vă iau în brațe și să mă simt din nou acasă acolo lângă voi. Vă iubesc din tot sufletul. La mulți ani, dragul meu! Mulțumim frumos! Și pentru tine? Dragul meu, astăzi este o zi specială în care îți transmit cele mai sincere felicitări și urări din adâncul inimii mele.
Cu fiecare zi care trece, te văd crescând și devenind un om minunat și nu pot decât să fiu mândră de tine. Ai adus atâta bucurie și lumină în viața mea, iar fiecare moment petrecut alături de tine a fost o binecuvântare. Îți doresc numai lucruri bune în viață, sănătate, fericire și împliniri. Niciodată să nu-ți pierzi zâmbetul și pasiunea pentru ceea ce faci, pentru că trăiesc doar cu tine și pentru tine. Te iubesc mai mult decât cuvintele pot exprima și sunt mândră că ești fiul meu. La mulți ani, dragul meu fiu! Cu drag, mama! La mulți ani îți spunem și noi, Matei! Mulțumesc! Iar acum vrei să spui ceva mamei? Transmis ceva? Haide, transmite ceva! Eu cred că tate o să vină în ajutor. Și dacă ați avea dumneavoastră să-i transmiteți ceva, Doamne, să-i mulțumim spuneți ceva. Mulțumim frumos pentru surpriza făcută și vă iubim foarte mult. Mai mult de atâta, ce să-i zicem, nu-i așa? De acolo, din depărtare, și-a dorit din toată inima să vă sărbătorească astăzi. Și noi tare sperăm că a reușit Doamna să vă sărbătorească, să simțiți că sunteți sărbătorit. Iar acum să știți că nu a asta fost tot. Asta-i surpriză, mine, care depinde așa prin surprindere. Să știți că nu a fost tot. Noi pentru dumneavoastră mai avem și o melodie pregătită din partea Doamnei, care dorește din tot sufletul să o ascultăm împreună. Totul meu, ce nebunie, din necunoscut am sărit direct la iubire. Ce ironie, că asta e în capul meu. Mereu mă întreb dacă și tu simți ce simt și eu. Mai vin probleme, nu-i problemă, las că trecem peste. Dacă-s cu tine, parcă face parte din poveste. Cred că am schimbat frecvența, acum am înțeles ce înseamnă dependența. Dar tu ești totul meu, totul meu, totul meu. Un fel de vreau să știi că eu te voi iubi mereu. Eu sunt totul tău, totul tău, totul tău. Un fel de mulțumesc că n-ai plecat când mi-era greu. Tu ești totul meu, totul meu, totul meu. Un fel de vreau să știi că eu te voi iubi mereu. Eu sunt totul tău, totul tău, totul tău. Un fel de mulțumesc că n-ai plecat când mi-era greu. Acum am înțeles ce înseamnă dependența. Dar tu ești totul meu, totul meu, totul meu. Un fel de vreau să știi că eu te voi iubi mereu. Eu sunt totul tău, totul tău, totul tău. Un fel de mulțumesc că n-ai plecat când mi-era greu. Tu ești totul meu, totul meu, totul meu. Un fel de vreau să știi că eu te voi iubi mereu. Eu sunt totul tău, totul tău, totul tău. Un fel de mulțumesc că n-ai plecat când mi-era greu. M-am încurcat aplauze pentru sărbătoriți. Se simte astăzi că sunt sărbătoriți și am reușit să... Noi sperăm că am reușit să te sărbătorim astăzi, Matei. Da? Am rămas un pic așa surprins. La mulți ani vă spunem încă o dată. Fericirii multe vă dorim. Matei, să-ți faci mândri părinții, pentru că ei te iubesc nespus de mult, da? Îi faci așa cu mânuța mamei acolo? Uite, te ajut și eu să țin tortulețul. Faci cu mânuța. Ia tortul, fate, la mine.